Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Având în vedere că vin niște vremuri mai tulburi, niște vremuri în care trebuie să ne păstrăm calmul, să ne centrăm pe noi înșine și să găsim fiecare dintre noi pentru noi soluțiile optime pentru a trece peste orice obstacol și sunt absolut convins că fiecare dintre voi puteți face acest lucru, m-am gândit să revin un pic la psalmi, deoarece psalmii sunt o metodă foarte rapidă și foarte facilă de a primi ajutor, mai ales în aceste vremuri tulburi. Am făcut o selecție de câțiva psalmi care să ne ajute în aceste vremuri grele pe care îi putem folosi oricare dintre noi. Nu trebuie să vă fie teamă să-i folosiți și trebuie să înțelegeți că psalmii, așa cum am specificat și în alte videouri, nu sunt altceva decât niște unelte lăsate de divinitate pentru ca noi să ne folosim de ele atunci când avem nevoie. Psalmii sunt foarte puternici, algoritmii de curățare, algoritmii de ajutor din spatele cuvintelor pe care rostim sunt extrem de favorabili unei armonizări energetice în situația în care dorim noi să avansăm, să excelăm, să spunem așa. Întotdeauna psalmii trebuie citiți cu un scop anume și trebuie să înțelegeți că uneori poate cuvintele conținute de acel psalm nu sunt pe calibrul dorinței sau nu corespund cumva cu ceea ce dorim să obținem prin citirea acelui psalm. Dar, cum am spus și mai devreme, de fapt, noi discutăm mai clar despre puterea din spatele acelor cuvinte. Totul este energie, inclusiv cuvintele și anumite asocieri de cuvinte și grupări de cuvinte nu fac altceva decât să ne deblocheze atunci când ne simțim blocați. Selecția asta de psalmi am făcut-o în ideea în care ne putem păzi și ne putem proteja în aceste vremuri tulburi, dar în același timp și să mergem un pas înainte. Am să iau pe rând selecția pe care am făcut-o. Trebuie să înțelegeți că pentru a funcționa, pe lângă a crede în ceea ce faceți, trebuie să și respectați indicațiile pe care eu vi le dau în minutele următoare. Așadar, să începem cu Psalmul 4, care atrage în viața noastră, odată citit, atrage în viața noastră mijloacele necesare pentru ca noi să obținem lucrurile așa cum vrem sau să ieșim dintr-o încurcătură sau să rezolvăm cumva lucrurile mult mai rapid. Gândiți-vă că sunt momente în viețile noastre când simțim că suntem blocați, poate avem o idee, dar nu știm exact persoane care ne pot ajuta să ducem la materializarea acestei idei, sau avem un blocaj din multe puncte de vedere, știm că trebuie să ieșim el, dar nu ni se arată exact calea. Ei bine, în această situație, dacă vă aflați, cel mai bine este să citiți acest psalm 4, dar trebuie citit de 7 ori la rând, timp de 7 zile consecutiv. Înainte să citiți, puneți intenția pe care voi o aveți și veți vedea că în scurt timp vi se va arăta calea cea bună. Următorul psalm este psalmul 13. Psalmul 13 este un psalm care aduce extrem de multă lumină asupra corpurilor voastre energetice, asupra vieții voastre, asupra spațiului în care locuiți sau asupra biroului în care vă petreceți foarte mult timp. Având în vedere gândirea negativă a celor din jur din ultima perioadă, cu siguranță avem nevoie de mai multă lumină, care să ne aducă mai multă claritate, mai mult noroc, mai multă stabilitate financiară, dar și psihică și, în primul rând, foarte multă protecție. Când zic protecție, mă refer la protecția de tot felul de entități negative, la protecția de tipare negative, de gândiri negative sau de manipulare pe care o trăim foarte mult în ziua de astăzi. Acest psalm trebuie citit de 3 ori la rând, în zilele de luni, miercuri și vineri, 2 săptămâni la rând. Intenția este clară, aceea de protecție și de a primi mai multă lumină.
De asemenea, cum vă spuneam, este un psalm de curățare și putem să ne ajutăm de el să maximizăm cumva puterea, spre exemplu, apei sfințite. Așadar, puteți folosi psalmul 13, următoarea combinație. Luați o sticlă de apă sfințită, da, o sticlă de jumătate de cât vreți voi, scrieți cu pixul pe ea psalmul 13 și citiți psalmul 13 o singură dată deasupra acelei ape. Adică aveți apa, sticla de apă în față și acel psalm pentru energizarea și potențarea puterii aghiazmei respective de 3 ori. După care cu apa respectivă puteți stropi prin casă, puteți stropi mașina, puteți stropi biroul pentru a fi în completă protecție. Următorul psalm pe care m-am gândit să vi-l ofer este psalmul 17. El trebuie citit de 3 ori la rând în zilele de luni. Atunci sunt cel mai benefic, adică calibrul energetic se armonizează foarte bine cu ziua de luni pentru a putea curăța și purifica toate energiile negative. Poate fi citit în orice spațiu în care intră foarte multă lume sau pentru cei dintre voi care aveți contact cu foarte mulți oameni. Aici mă refer la o protecție și curățare de energiile negative care pot veni în întâmpinarea noastră. De cel mai multe ori recomand ca acest psalm 17 să fie citit de cele mai multe ori în cazul în care există niște magazine, în cazul în care este un spațiu extrem de încărcat și extrem de frecventat de foarte mulți oameni, adică de foarte multe amprente energetice. Am întâlnit la viața mea foarte mulți oameni cărora le este teamă de călătorii, că atunci vorbim despre călătoria cu avionul sau călătoria cu mașina. Am observat că cel puțin cei pe care îi cunosc eu înainte de a călătorii își fac o Sfânta Cruce sau o anumită rugăciune pentru a fi protejați la drum. Ei bine, pentru protecție la drum, vă sugerez să știți psalmul 22, care fix asta face, ne deschide drumurile să ajungem la destinație în condiții optime. Psalmul 22 poate fi citit înainte de călătorie, chiar și cu o zi înainte de călătorie, de 7 ori consecutiv, punând intenția clară de a fi protejați până la destinație. Psalmul 23, ăsta vi-l recomand tuturor, inclusiv mie, am avut o perioadă în care l-am citit destul de mult. Psalmul 23 este psalmul care te ajută să materializezi mai repede iubirea de sine, să înțelegi ce înseamnă iubirea de sine, să o integrezi în structurile tale și să trăiești în armonie cu tine însuți. Deci psalmul 23 ajută la această creștere a iubirii de sine și trebuie citit de 7 ori la rând, timp de 7 zile consecutive, trebuie neapărat început lunea. Deci de luni până duminică, în fiecare zi de 7 ori la rând, iar intenția, cum am spus, este clară, aceea a spori cumva și a înțelege iubirea de sine. Psalmul 25 este iarăși un psalm de protecție. Atacurile energetice există, noi am vorbit despre aceste atacuri energetice, inclusiv de ochiul este o formă de atac energetic și mai ales să ne ținem departe de tot ceea ce înseamnă bârfe, de tot ce înseamnă șușoteală, de tot ceea ce înseamnă energii negative îndreptate spre noi sub formă de bârfă care ne pot afecta vibrația energetică și ne pot duce în niște stări de letargie, niște stări rele pe care nu le putem explica. E bine, pentru a ne feri de aceste lucruri, vă este recomandat și vă recomand să citiți psalmul 25, lunea, miercurea și vinerea, de 3 ori în fiecare zi. Deci lunea de 3 ori, miercurea de 3 ori și vinerea de 3 ori, doar o săptămână. Intenția este clară, aceea de a fi protejați de orice fel de atac energetic sub orice formă ar fi el, mai ales cel venit din prisma unor gânduri negative îndreptate spre voi.
Psalmul 38 este un psalm care ne ajută foarte mult și la sănătate. Trăind aceste vremuri în care ne facem extrem de multe gânduri și ne gândim cum o să ne descurcăm în viitor, ok, începe războiul, ce ne facem, ce faci familiile noastre. Aceste gânduri foarte multe ne provoacă la un moment dat insomnii, pentru că subconștientul nostru lucrează și am întâlnit în ultima perioadă extrem de multe cazuri în care insomnia s-a instalat brusc, într-o formă cumva inexplicabilă la prima vedere, dar de fapt ea este destul de explicabilă având în vedere tot ceea ce ne apasă în perioada curentă. De aceea vă recomand să citiți Psalmul 38, citit de 7 ori înainte de culcare. Dacă perseverați în acest lucru, sunt absolut convins că veți vedea niște rezultate remarcabile, chiar și aceia dintre voi care suferiți de insomnie de foarte multă vreme. Psalmul 49 este un psalm pe care am vrut să-l precizez în ideea în care eu vă îndemn întotdeauna să faceți zeciuială, să dați de pomană, să îi ajutați pe cei care au mai puțin ca voi și numai. V-am spus clar că trebuie să ne păstrăm bunătatea, iubirea, să dăm din puținul nostru pentru a ne calibra pe energia banilor și a nu ieși la acest flux. De aceea psalmul 49, citit de 3 ori la rând, deasupra obiectului sau hranei pe care vreți să o dați de pomană, va spori cumva intensitatea acelei pomeni și vă va aduce vouă mai mult aur spiritual decât ar fi făcut-o în mod normal. Deci psalmul 49, atunci când dați de pomană, citiți-l cu atenție de 3 ori și intenția este ca acea pomană să sporească. Atunci când discutăm despre conflicte între oameni, întotdeauna avem o stare destul de tensionată. Nimănui nu-i plac conflictele și sunt uneori anumite situații în care conflictele apar pur și simplu fie că vrem, fie că nu vrem. Și ce facem în acel moment? Cum aducem o liniștire, o împăcare? Ei bine, vom citi psalmul 60 de 3 ori la rând în zilele de vineri. Intenția să fie clară că vrem împăcare cu persoana respectivă și nu vrem să ne mai afecteze acel conflict. Deci de 3 ori la rând psalmul 60, da? Spunând intenția că vrem această împăcare între tine și persoana respectivă, doar vinerea de 3 ori la rând o faceți până când situația începe să se mai liniștească. Recunoștința pe care vă recomand de fiecare dată, în fiecare zi a vieții noastre, să fie recunoscut pentru tot ceea ce avem, pentru tot ceea ce primim, pentru că suntem aici acum, poate fi trimisă către divinitate, sporită, citind psalmul 64, care poate fi citit în zilele de duminică, de 3 ori la rând, tocmai pentru a ne manifesta această recunoștință față de tot ceea ce avem, ceea ce suntem aici și acum. Atunci când începem să ne blocăm din punct de vedere financiar, adică să ieșim din fluxul energetic sau să fim luați cu forța din fluxul energetic de diverse tehnici de magie neagră, să spunem, ne putem recalibra energetic în fluxul banului citind psalmul 65 timp de 21 de zile seara. Deci neapărat în a doua parte a zilei, seara, eventual înainte de culcare, 21 de zile la rând și trebuie citit de 3 ori. Psalmul 65 care aduce deblocare financiară. Atunci când avem mai nevoie de mai multă claritate în viață și sunt momente în care nu ne mai putem concentra, poate avem un proiect foarte important care trebuie terminat la un anumit termen, dar noi simțim că ne blocăm, simțim că nu putem să trecem mai departe și ne simțim epuizați efectiv, atunci vă recomand să citiți psalmul 89 de 7 ori la rând înainte să vă apucați de acel task. Acest lucru vă va aduce o concentrare, o putere de concentrare mult mai mare
și o putere de memorare mult mai mare față de ceea ce ați avut înainte. Deci psalmul 89, citit de 7 ori înainte de a vă apuca de acel proiect. Poate să fie proiect, poate să fie examen, nu contează, în orice situație în care implică învățarea, memorarea și nevoia de claritate, psalmul 89, citit de 7 ori, ne va aduce această claritate pe care o căutăm. Psalmul 90 este un psalm destul de puternic și cumva include o protecție permanentă. Nevoia de protecție permanentă o avem cu toții. Că se întâmplă uneori ca scuturile noastre energetice să mai scadă sau să fim cumva devitalizați energetic, este cumva normal. Însă acest psalm 90 se citește ori de câte ori te vei simți în pericol. De asemenea, acest psalm 90 îl putem transforma și într-un talisman de protecție permanentă pe care îl putem ține în geantă, în ghiozdan, în sertarul biroului, în casă, în mașină, pentru a fi tot timpul protejați, pentru a atrage entitățile de lume necesare care ne vor proteja. Și cum facem? Unul la mână, putem citi acest psalm 90, dar ce vă recomand, cum am zis, să-l facem talisman, aprindeți 3 lumânări, pastiluță albă, luați o foaie de hârtie și voi cu mânuța voastră îți veți transcrie acest psalm pe această foaie de hârtie. Puteți să luați o hârtie foarte mică. Odată ce l-ați transcris, împăturiți acea mică hârtiuță, puneți alături de ea 3 boabe de tămâie, mai puneți și 2 picături de mir și o foaie de dafin și le veți pune într-o punguță mică, un săculeț. Așa v-ați făcut un talisman de protecție pentru ca acest psalm 90 să fie energia și vibrația psalmului 90 să fie întotdeauna în jurul vostru, oriunde v-ați afla. Foarte important acest psalm 90 și vă recomand tuturor să aveți așa ceva la voi. Important atunci când îl transcriem, 3 lumânări albe aprinse, da? Și trebuie scris de mâna voastră, nu de altcineva. Pentru a începe un proiect nou, și aici mă refer mai mult la un business nou sau un plan de business care cumva este la început și încă nu are o direcție clară, vă recomand să citiți psalmul 112. Trebuie citit în locul în care acea activitate se desfășoară. Dacă, spre exemplu, nu aveți un birou și sunteți chiar la început și aveți, nu știu, o sticlă sau aveți o idee pe ecranul laptopului, citiți-o în fața laptopului sau printați acea foaie și citiți-o deasupra acestei foaie, acestui logo, tocmai pentru a vă deschide cumva drumurile cele mai bune în afacerea sau ideea de business pe care voi o aveți. Se întâmplă adesea, în viețile noastre, să ne simțim blocați din toate punctele de vedere. Și aici nu mă refer doar la ceea ce înseamnă partea financiară. Spre exemplu, suntem la un loc de muncă de foarte multă vreme, am început să ne simțim destul de plafonați, știm că vrem să plecăm de acolo, însă efectiv ne simțim blocați și nu știm cum să facem. Pentru a-ți găsi drumul și a-ți se arăta calea atunci când ești blocat, vă recomand psalmul 123, citit de 3 ori la rând, în zilele de marți, miercuri și vineri. Îl citiți atâtea săptămâni până când veți ajunge să vedeți acea oportunitate în fața voastră. Deci psalmul 123, citit marțea, miercurea și vinerea de 3 ori la rând. De asemenea, avem nevoie și de vindecare fizică. Iar psalmii nu stau departe de noi atunci când avem nevoie de vindecare fizică. Știm foarte bine că bolile nu sunt altceva decât un dezechilibru energetic nerezolvat la timp. Iar atunci când o persoană este bolnavă, când noi înșine suntem bolnavi și avem nevoie de vindecare, este foarte bine să citim psalmul 134 de 7 ori la rând, în orice zi, atunci la nevoie. Dacă, spre exemplu, vreți să ajutați pe cineva din jurul vostru care este bolnav, fie citiți în camera în care este, deasupra căpătâiului lui,
sau dacă nu aveți această ocazie, poate este la distanță, nu puteți să intrați, sau la spital și nu puteți să intrați la el, citiți deasupra unei poze acest psalmul 134 de 7 ori la rând cu scopul de a aduce vindecare. Așadar, acestea sunt câțiva dintre psalmii care mi s-au părut cumva important să vi împărtășesc astăzi, cu siguranță că pe parcurs și dacă veți urmări în continuare voi veni și cu alți psalmi. Sper că a fost de folos și acest video, nu aveți niciun dubiu că acești psalmi funcționează, folosiți-i pentru că sunt pentru ajutorul vostru. Dacă v-a plăcut videoul, știți foarte bine, dați un share și pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou, am să vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube. Dragilor, până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!